ziua 7 lunii iulie, pomenirea Sfântului Cuvios Toma din Maleon. Binecuvintează, Părinte, ca să citesc. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Cuviosul Toma, pe când se afla în lume, era ostaș, având mare slavă pentru bogăție și vitejia sa. Și era puternic cu trupul și viteaz în războaie, biruind de multe ori cetele dușmanilor. Dar bine pe Hristos a lăsat lumea și a luat jugul cel bun și s-a îmbrăcat în chipul monahilor, asemănându-se Domnului prin sarcina și prin smerenia sa. Și cerceta așezării nevoitorilor, învățând de la ei săvârșirea faptelor bune. De astfel, învățător a fost îndreptat ca un alt Ilie spre un alt Carmel, spre muntele ce se cheamă Maleon, unde a viețuit singur cu Dumnezeu, învrâncindu-se de dumnezeieștile descoperit. Aici, înfrângerea vitrenia vrăjmașilor nevăzuți, întărindu-se cu lucrul mâinilor și cu rugăciunea cea neîncetată. Și precum cetatea din vârful muntelui nu este cu putință a se ascunde, și nici lumina stelei ce se lucește sus, întăria cerului nu se tăinuiește, tot așa cu viosul Toma, din Maleon, muntele cel pustiu prin sfințenia sa, a răsărit în lume ca o stea luminoasă, strălucind peste cele pământești. Și descoperind fiind de la oameni, s-a făcut lumină celor întunecați și liman celor ce alergau la el. Că luând de la Dumnezeu puterea facerii de minuni și darul tămăduirilor, vindecarea de toate bolile, la toate neputințele cele netămăduite, dădea gramnică vindecare celor ce veneau la el cu credință și cu harul lui Hristos se izgoneau din oameni durerile necurate la rugăciunile lui cele sfinte. În această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachii. În zilele împăratului Diocletian, era un creștin, Dorotei, cu soția sa Eusebia, care, fiindcă nu avea fii, se ruga lui Dumnezeu să le dea lor rod, făgăduind să le dăruiască Domnului pe copilul ce se va naște. Deci, a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și a născut prunc de parte femeiască în ziua Duminicii, pentru care pricina numită Chiriachii și a păzit-o fecioara, fiindcă făgăduiseră să o dăruiască lui Dumnezeu. Dar când păgânul Diocletian a ridicat prigoană împotriva creștinilor, atunci a fost târâți părinții Sfintei împreună cu ea, că sunt creștini. Deci au venit slujitorii împărătești și luându-i pe toți trei, au despărțit pe fecioara de părinții ei. Pe bătrânii a dus la Armenia, iar pe frumoasa Chiriachii a trimis-o în lanțuri. Însoțitorul la domnie al lui Diocletian în Nicomidia, acesta, cercetând pe frumoasa fecioară și văzând statornicia ei în credință, a poruncit să fie bătută de moarte. Sfânta a primit în tăcere cumplitele lovituri de toiage. Nu se văita și nu mai se ruga în tăcere, văzând prigonitorul Galeriu că nu se izbutește și începându-se pe creștina să o lepede de credința ei, a lăsat-o în seama dregătorului Ilarion. Și venind aceasta la judecată, chiar în capiștoa idolească, mai înainte de a începe el, să o întrebe Chiriachii, s-a făcut un mare cutremur pe pământ. Idolii au căzut și s-a prefăcut în pulbere și însuși Ilarion a aflat acolo moartea. Peste câtva timp a venit un alt dregător care, aflând pe fecioara în temniță, a poruncit să se aprindă un foc mare și Sfânta să fie aruncată în flăcări. Și începând acunci o ploaie mare, a potolit vâlvătaia și a stins focul, iar fecioara a scăpat nevătămată. Iar mai apoi a fost aruncată în fiarele sălbatice, dar fiarele, simțind sfințenia ei, se udurau ca miei. Mulți păgâni, văzând lucrul acesta, au crezut în Hristos, iar dregătorul, înțelegând că nimic nu izbotește, a poruncit ca Sfânta să fie scoasă din cetate și ucisă. Și luând-o slujitorii, au scos-o afară din cetate ca să-i taie capul, iar Sfânta a cerut voie să se roage. Și după ce s-a rugat, a povățuit pe creștini care îi urmăriseră mărturisirea ei cu credință. Apoi, culcându-se pe pământ, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.
Și ostași, apropiindu-se de ea ca să-i taie capul și văzându-o deja moartă, s-au mirat. Deci s-a făcut un glas dumnezeiesc zicând: mergeți, fraților, și propovăduiți măririle lui Dumnezeu. Iar ostașii și călăii s-au îmblăzit. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.